în mănăstirea Sfântul Pavel, Sfintele Moaște. În primul rând, crucea din stânga, care cuține lemn din Sfânta Cruce pe care a fost răsnit Iisus Hristos, crucea pe care a purtat-o Sfântul Pavel, titlul acestei mănăstiri. Acestea este cutia cu darurile pe care le-au dus magii lui Iisus Hristos. Aur, smirnă și tămâie. Aici sunt moște de la Sfinții Trei Ierarhi. Aici este capul Sfintei Agata. Sfântul Nectarie, moaștele Sfântului Nectarie și mânecuțele pe care le purta când era îmbrăcat ca arhiereu. Iar aici este o icoană, icoana Maicii Domnului. Oglinda, pe spate era oglinda. Când era de acolo clasă, era ținută invers ca oglindă și noaptea când era nimeni, ea întorcea femeia care o purta, care o avea acasă și se închină de zi. Ca să nu știe care e icoana acolo. Deci e icoana Maicii Domnului oglindă.